Bună, Andrei, îmi pare bine să te văd. Bună, și dar, vis-a-vis de asta, pentru cei care nu știu, Andrei este student și nu numai că ești student, ești student la vinificație. Acum mi-am permis să te întâmpin cu o tămâioasă românească din gama Zaz. O gamă pe care noi am destinat-o și am gândit-o în special tinerilor. Voi ați adoptat-o, ați iubit-o, v-a plăcut, ai empatizat cu ea, ai băut? Din micile mele cunoștințe am observat că este foarte admirată printre tineri. O beau indiferent de ocazie, zi de naștere, petreceri în facultate, că tot sunt în zona tineretului. Și este foarte ușor de accesat, adică atât din punct de vedere olfactiv, gustativ, cât și ca preț. Putem mai tineri, ne-am gândit foarte mult și la momentele frumoase ale vieții. În viața tinerilor ne-am gândit la nunți, ne-am gândit la cumătriși, ne-am gândit și mai la toate, tot ce înseamnă zile de naștere sau momente importante ale vieții, gândindu-ne că un vin cu care poate empatiza oricine. Și aici m-am gândit de la tineri până la bătrâni. Dacă ar fi să ne gândim la asta, am înțeles că voi tineri, îmi pare bine, sincer, că l-ați adoptat ca și gamă, probabil și numele este elocvent. La ce temperatură îl servim? Undeva la 10-12 grade. Cât bem? Un pahar, două? Până ne suturăm. Aoleu, și voi vă suturați repede? Depinde de corp, depinde de... În ce companie? Să spunem, prietenii sau merge prietena. Mergeți pe șezlong sau numai la masă? Eu zic că merge oriunde. Merge oriunde, trebuie să ai o ladă frigorifică și puțină temperatură, spuneam, de 10-12 sticle grade. Sticle să fie, că... Sticle să fie. Ne descurcăm. Deci un vin de cursă lungă l-am putea chema? Da. Este un vin popular care merge șpriț? Să spunem cald că... cald afară, știi? Facem o ilegalitate, o facem? Dacă ar fi să facem o dată așa ceva ilegal să păcătuim, am putea. Am putea. Un vin care... Da, simulează care... foarte ușor. Exact. Exact. Asta era. Și dacă ar fi să-l servești, cu cine l-ai servit? Adică aici... l-ai mama sau și cu colegii tăi? Mai degrabă l-a servit doar cu o singură persoană, o companie feminină, iubita. Acolo m-aș îndrepta. Zaz să fie. Zaz să fie.